Informație de ultimă oră, Răzvan Cherecheș, consilier onorific la Ministerul Sănătății, și-a dat demisia. Experiența mea a fost una amară. Am fost solicitat pentru un sfat bazat pe dovezi doar de 2 ori și am propus sugestii, idei și articole științifice către minister cu o frecvență de 1 pe zi și apoi câte 1 la 2-3 zile. Am crezut că voi putea ajuta, dar am descoperit că funcția a fost literal una onorifică. Nu consider că este cazul să rămân într-o funcție dacă mă simt inutil. Adevărul este că nu mai am răbdare, trăim vremuri de criză în care comunicarea Ministerului Sănătății cu populația trebuie să se întâmple zilnic. Trebuie să se vadă ceva zilnic, trebuie să aflăm cum au progresat autoritățile. Consider că trebuie să-mi expun în liber opiniile științifice. Din poziția de profesor universitar, rămân deschis să ajut voluntar oricui dorește să-și fundamenteze deciziile pe dovezi științifice.